Nu am nimic împotrivă pentru alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi de scrutin, dar trebuie să vedem și ce responsabilități au pe urmă primarii și președinții de consilii județene. Pentru că, pe de o parte, nu poți să spui că ești ales din primul tur dacă ai 50% plus 1 sau ești ales în turul 2 dacă câștigi. Iar pe de altă parte, în lege să modifici atribuțiile viceprimarului, un viceprimar ales de noi într-o cameră de consilieri, să aibă puteri comparabile cu cel ales prin vot direct de către populație. Lucrurile sunt un pic mai complicate și trebuie tratate foarte atent. Dar suntem pregătiți pentru o astfel de discuție, a spus Vasile Blaga. Un număr de 63 de parlamentari PNL propun ca primarii să fie aleși în două tururi de scrutin, nu după un tur, ca în prezent, iar președinții și vicepreședinții consiliilor județene și viceprimarii să fie aleși prin vot indirect de consiliile județene, respectiv locale.